seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Ceea ce ești pricina bunătății să și credința și o întărire una într-o tot lăudată. Monahia Elizaveta este originară din satul Năpădeni, raionul Ungheni. Viața pe care și-a ales-o presupune liniște și evitarea patimilor mirene. De aceea este și mai șocantă nefericirea ce i s-ar fi întâmplat. A început să mă bată cu pumnul. Aici a fost cu pumnul. Și cu... aici în cap a fost cu sticla. Călugărița spune că ar fi fost amenințată și luată la pumni în plină zi. Doamne, avea un cuțet în mână, m-a amenințat. Maica afirmă că viața ei este în pericol în continuare. Ea se teme că în orice moment ar putea fi găsită moartă. Ea mă terorizează și îmi dă voie să trăiesc viața liniștită. Mie mi-este de frică de viața mea. Cum s-a întâmplat ca o călugăriță să fie amenințată cu moartea? Cine este presupusul abuzator și ce motive ar avea să-și ia un asemenea păcat pe suflet? Sau, poate contrar celor 10 porunci, monahia Elizaveta a mărturisit strâmb împotriva aproapelui său. Aflați în această seară. Protagonista acestei ediții a petrecut aproape 30 de ani din viață la mănăstire. Astăzi însă, ea a venit la noi în emisiune pentru a cere ajutor și protecție. De cine se teme călugărița Elizaveta? Aflăm imediat. Să o întâmpinăm! Povestiți-ne, vă rog, cum, în general, ați luat decizia să vă dedicați viața slujirii lui Dumnezeu și când s-a întâmplat asta? Mergeam cu părinții la biserici, la mănăstiri și am hotărât să... Deci ați crescut într-o familie religioasă? Da. Și la câți ani v-ați călugărit? La 21. Așa, asta cu câți ani în urmă s-a întâmplat? Dacă puteți să ne spuneți, ce vârstă aveți acum? Acum am 48. 48. Deci mai mult de jumătate din viață ați petrecut-o la mănăstiri mai mult, da? Da. Haideți să vedem ce le-ați povestit anterior colegilor mei despre viața voastră. Atenție, like. Cunoscută în comunitatea mănăstirească ca Monahia Elizaveta, Elena Ungureanu, în vârstă de 49 de ani, este originară din satul Năpădeni, raionul Ungheni. Femeia spune că mama ei a fost cea care i-a arătat calea către cunoașterea lui Dumnezeu. Mama s-a rugat des, seara, noapte, și noi împreună mergem la mănăstiri, pe la biserici. La vârsta de 19 ani, Elena a fost admisă la Universitatea de Medicină din Chișinău. După doar 2 luni de facultate, ea se dezice de cele pământești și pleacă la mănăstirea Căpriana, unde a și fost primită în rândul călugărițelor. Îmi place foarte mult viața de mănăstire, liniște, slujbele de noapte îndelungate, posturile, toată rânduiala mănăstirească. De atunci au trecut aproape 30 de ani pe care maica i-a trăit între zidurile mănăstirilor. Ani buni i-a slujit Domnului la mănăstirea din Vărzărești, unde avea grijă de părintele Serafim, duhovnicul obștei monahale din aceeași localitate. 17 ani am stat lângă dumnealui, dar 7 ani la urmă a fost bolnav de cancer. Deja nu putea să fac slujbe și trebuia permanent să stau lângă sfinția lui. Între timp, peste familia maicăi s-au bătut mai multe tragedii. Părinții Elenei au decedat la o distanță foarte mică unul de altul, iar ulterior a fost ucis unul dintre cei 3 frați ai săi. Și m-a sunat la mănăstire, de la poliție, de la Chișinău, eram capul tăiat în două. În anul 2012 și duhovnicul de la mănăstire pleacă din lumea celor vii. De atunci spune maica, viața monahală nu-i mai aducea bucuria de altă dată. A apărut un conflict după moarte părintelui. Spuneau că ție părintele ți-a făcut tot, am să faci pentru noi cum ai făcut pentru părintele. După câteva conflicte cu celelalte călugărițe, femeia a fost exclusă din mănăstire. Nu avea încotro să meargă decât în satul ei de Baștină. Pe data de 8 aprilie am fost adus acasă cu busul, ploua, deci n-am știut că o să mă trimit acasă. Ca să înțelegem, deci astăzi mai sunteți călugăriță? Da, eu să fiu toată viața călugăriță.
Așa. Dar cum credeți? De ce ați fost alungată din mănăstire? Care a fost motivul? Cred că invidia. Invidia? Nu putem, deja au apărut, au fost 3 operații la mână, una după alta, și mai mult timp n-am putut să fac ascultare. Deci puteam să cânt, să fac alte ascultări, dar nu în rând cu toți. Așa, și de ce v-ar invidia cineva pentru asta? A apărut conflict, n-am fost lăsată la bucătărie o săptămână de zile ca să pregătesc mâncare. Am stat în chilie și la o săptămână de zile, când am ieșit din biserică, erau deja hainele pus în bus și au spus că... Așa repede nu v-au iertat? Doar o săptămână să nu vă îndepliniți, nu știu... Eu am stat 3 luni de zile cu gipsul la mână. Dar făceam alte ascultări, la mine am icoane, ajutam la cântat, la citit. Dar care a fost explicația oficială, să zicem așa, a faptului că v-au înlăturat? A spus că te duci acasă, noi mai mult nu o să te primim înapoi. Am stat un an de zile acasă, n-am spus la nimeni nimic și am încercat toamna trecută să mă reîntorc. Dar pe urmă, la câteva zile, maica a spus că nu mă mai ia din cauza că se teme de doamna care m-a bătut să nu fac probleme. Spuneți-mi, vă rog, iată, de cât timp sunteți revenită în satul de Baștină? Un an și 2 luni. Un an și 2 luni. De când ați revenit acasă, v-ați trezit cu amenințări. Da. Spuneți că viața dumneavoastră chiar este în pericol. Cine vă amenință? Avem o doamnă care este vecină, trăim într-o mahală și dumneavoastră de mulți ani de zile mă urmărește. De un an de zile? Chiar practic de când ați revenit? Nu, de mai mulți ani de zile. A, de mai mulți ani chiar? Da. Păi de acum poate să vă urmărească atâta timp cât doar de un an și 2 luni sunteți acasă? Asta s-a început în 2015. Deci, ca să înțeleg, dumneavoastră din când în când reveneați acasă, da, din mănăstire. Da, eu am îngrijit de tata. Am înțeles. Și ce s-a întâmplat între voi? Ce motive are această femeie să vă amenințe? Permanent poartă cuțit la dânsa și cere de la mine bani. Ori dacă am sacoșă în mână, de exemplu, sunt în magazin, e telefonul, e sacoșă, dacă am produse, ori haine ce am, e sacoșă și fuge. Deci este o brăznicie? Sau e mai mult decât atât? V-a amenințat chiar cu moartea? Da. Au spus că să mă furi și ori să mă duc la călăraș, în mașină, de unde pe nimeni nu au găsit. Și am făcut apel la poliție. Dar de ce s-ar fi iscat acest conflict între voi? Eu veneam uneori odată, uneori de 2 ori se întâmpla pe luna acasă, după ce a decedat mama. Avem o doamnă care că îngrija de tata. Și dumneavoastră, când mă vedea, întotdeauna ceva se întâmpla. Ori mă pălea, ori mă zgâria, ori mă trecea de umeri. Și eu m-am adresat la poliție, m-am adresat la primar și a spus că du-te de unde a venit. Noi sunt oameni noștri și noi să ne lămurim cu dumneavoastră. Dar ce a pus începutul acestui conflict? Deci am înțeles că este vorba despre o bătaie. Da, acum pe data de 10 aprilie am fost bătută de dumneavoastră. A sărit la bătaie? Da, am fost bătută. Haideți să auzim ce le-ați povestit colegilor mei mai devreme despre această bătaie. Revenit în satul natal, după 3 decenii de viață între zidurile mănăstirii, Elena Ungureanu s-a dedicat îngrijirii fratelui său mai mare. În urma unor traumatisme suferite acum 4 ani, bărbatul s-a ales cu probleme de sănătate grave. Eu retrăiam că dacă se întâmplă ceva, iarăși eu trebuie să am grijă. Era o zi obișnuită de aprilie, când fratele Elenei a plecat la magazin după țigări. Trecuse câteva ore, iar bărbatul așa și nu a revenit acasă. Îngrijorată, femeia a plecat să-l caute. Nu a mers prea departe. Ajunsă în dreptul porții vecinilor și a văzut fratele în curte, alături de gazdă și câțiva consăteni. S-a auzit gălăgie mare. Și am auzit glasul fratelui și am strigat numele fratelui. El a întors capul la gard, care era acolo, tot a întors capul la gard. Maica povestește că brusc femeia care se afla în vizită la vecini a început să o insulte.
primele cuvinte care au fost, m-a trimis, a spus du-te în de mai multe ori. A început să mă bată. În următoarele câteva secunde, povestește Elena, a fost doborâtă la pământ de pumnii femeii. Eu am fost lovit în cap prima dată aici. Pe urmă am fost lovit aici. Maxilarul se închidea greu cu pumnul. Aici a fost cu pumnul. Și cu... aici în cap a fost cu sticla. Că eu de la prima lovitoare am pierdut cunoștința, dar mi-a revenit repede. În curând veți afla ce a constatat poliția venită la fața locului, dar până atunci să vedem din ce motiv ar fi fost agresată eroina noastră. Elena, vă rog să ne spuneți cum credeți dumneavoastră, în primul rând, ce a provocat-o pe această femeie să vă atace. Fratele meu a fost bătut în 2016 de domnie și de concubinul ei, încă trăia tata și tata a fost bătut. Eu chemat în drum, în ziua ce tata a primit pensia, eu eram operată la salvare și când a venit noaptea, am ajuns la ora 1 de noapte de la spital cu mașina. Fratele nu vedea deloc ochii, a fost bătut cu capul de o trubă, cu picioarele, cu ciocanul. M-a chemat poliția, la noi nu are cine. Și de atâta eu des mă întâlnesc cu toate cazurile. Și dumnealor a fost judecată ca să nu facă închisoare, au plătit o sumă de bani. 5.500 de lei. 500 de lei a prit doamna primăriță la dumneiei. Dar 5.000 le-a dat nouă și doar fratele și-au putut să achite doar pentru acei 3 dinți care au fost zbătuți. Și acum e permanent cere suma asta de bani de la mine. Permanent. Și acesta a fost motivul din care v-a atacat așa din start, fără să vă zică... Nu cred. Că mai înainte de bătaie, totuși de mine... Păi de ce v-a atacat atunci? Cred că acum eu așa gândesc, de atâta că am strigat. Erau la un vecin acolo toți. Eu gândesc de atâta că am strigat și ei doar trebuiau să stea la masă, să servească. De ce le-ați strigat? Sau ce le-ați strigat? Eu când mergeam pe drum, dumneai îi pălie cu palmele peste față, pe fratele și pe domnul care locuia acolo. Deci ați văzut asta din stradă? Da, da. Atunci ați strigat? Da. Probabil ați vrut să o opriți? Da. Altfel nu putem să intru acolo. Ne-ați povestit că problemele de sănătate a fratelui dumneavoastră au fost cauzate de niște traume. Vă rog să ne povestiți despre asta. A fost lovit. A fost lovit cu ciocanul în cap, cu picioarele, cu mâinile. Tot de această femeie? Da, și de concubina ei. Din ce cauză el? Ei pe noi permanent, așa au fost... Și când nu eram acasă, eram în mănăstire, a fost bătut tata de câteva ori, fratele. Sfințite Maică, Elena Elizaveta, Dumnezeu să vă miluiască și Maica Domnului, liniște în pace și în suflet să vă dăruiască. Dar Doamnei de la Năpădeni, raionul Ungheni, dragă, și ne ridică mâna asupra la o Maică sfințită de 30 de ani în rugăciuni și în post, mâinile o să-l suce și să fie date anatimii. Oamenii care ridic mâna asupra preotului și asupra maicilor slujitorilor bisericilor și mănăstirilor noastre. Amin. Uneori, într-adevăr, suntem victimele răutății din jur. Dar, Maică, eu am totuși o întrebare pentru cuvioșia dumneavoastră, că ați făcut niște remarci asupra măicuțelor la Mănăstirea Vărzărești. Cum credeți dumneavoastră în tot conflictul pe care l-ați avut în mănăstire și conflictul care l-ați avut în comuna dumneavoastră, procentual, așa, dacă vă uitați în sufletul dumneavoastră, cât credeți că vina o poartă ceilalți și câtă vină purtați dumneavoastră? Eu toată vina asupra mea, părinte, dar... Doamna a sunat din numele meu, o zi mai era ca să mă întorc totul la mănăstire, doamna. Și doamna aceasta care m-a bătut, a sunat-o pe Maica Stareță și a spus că eu i-aș fi plătit ei câteva sute de euro și am trimis-o să dea foc la mănăstire.
Și maica m-a sunat noapte, spune, maica Elisaveta, unde ești? Tot acasă, maica. Dacă mă primiți, eu vin. Și maica spune, uite, au sunat niște oameni, au spus că o să te ucidă, iată așa și așa. Și am apelat la poliție, dar poliția nu a făcut nimic. Dumneavoastră ați spus că fratele dumneavoastră a fost bătut, a fost lovit, ați descris deja situația. Am vrut să vă întreb, la momentul acela, fratele a chemat poliția? Da, doamna. A venit poliția, deci a intrat dumnealor în ogradă, l-a scos pe fratele, l-a trimis acasă și am rămas așa bătut la mașină. Au fost doi polițiști la fața locului, între care polițistul de sector s-a adresat la mine cu cuvinte foarte murdare și a spus, te duci acasă și nu spui la nimeni nimic de bătaie, altfel eu să-ți fac document și o să te închid la psihușcă. Da. Așa a zis polițistul? Da. Bine, dar omul legii, da, el ce ar avea cu dumneavoastră? Am făcut apel la mai multe locuri la poliție, de unde domnul polițist sună întotdeauna, el este rudă cu doamna care m-a bătut și sună și spune să nu mă primească că... Este rudă? Da, de pe soție. Și astfel credeți că se explică comportamentul lui? Pentru că îmi pare a fi foarte straniu. Deci primele cuvinte au spus să mă escalez, m-am escalit pe două foi pentru ce nu mi s-a spus. Dar dumneavoastră, cum v-ați semnat fără, nu trebuia să vă spună, dumneavoastră trebuia să vă informați, să luați, să citiți, pentru ce ați depus? Ați semnat ceva fără ca să citiți? Da, pe două foi, pe urmă. De ce? Pe urmă dumneavoastră. Cum se explică asta? Că aveți o vârstă, sunteți un om matur, cum să semnați sub ceva ce nici măcar nu știți sub ce? Dumnealui striga foarte tare la mine și vorbea urât. Și vă speria? Deci, da, m-a amenințat, în urmă era doamna cu cuțetul și pe urmă, în loc de sticlă avea o scândură. I-a intrat în ogradă cât a fost poliția și a luat o scândură, deci dumneavoastră era în spate, dar domnul polițist din față m-a amenințat. Dar el era singur sau mai era cineva? Mai era cu un polițist. A doilea îl cunosc. Deci erau doi polițiști. Și celălalt polițist avea același comportament agresiv față de dumneavoastră? Nu, celălalt a oprit-o de umere ca să nu mă lovească și i-a spus să fie atentă la cuvinte. Și deci l-a oprit de umăr, s-a urcat în mașină și l-a oprit pe domnul a doilea polițist. Puteți să ne spuneți și numele polițistului care este rudă cu această femeie? Pânzarul Serghei. Așa. Fratele eroinei noastre, care acum 4 ani ar fi fost bătut crunt de femeia care ar fi agresat-o și pe Elena, a venit la noi și acum va intra în platou. Să-l întâmpinăm. Bună seara! Bună seara! Vă rog să luați loc, Ilie. Bine, mulțumesc! Ilie, povestiți-ne, vă rog, despre ce vă amintiți din ziua în care sora dumneavoastră a fost agresată la doar câțiva pași de locul unde vă aflați și dumneavoastră. Eu m-am pornit în centru să ne pun pe cont și să ne iau pâine. Și aveam 4 de lei la mine. Trecând pe drum, pe nexigan, și eu m-a strigat pe mine, că vin și bea un parin, dar eram cinstit oleac, chiar din ușor eram cinstit. Că după bătaia și care am avut-o, eu... Mai răb, cinstiți. Răb de mâmbăt și soarele să-i tare, lucruri greu și nu. Și m-a strigat, eu n-am vrut mai deodată, și m-am dus. Și mai era la din și tot un țigan și o țigancă. Și eu văzut că nu te mai duci de vale, că văzut că chiar că îți duc sfeta așa de vale. Și am zis 400 de lei și s-au dus 200 de lei, au venit pe cont. Am zis, contul vezi, vreau să faci la Ucraina. Și pe urmă, te-am unit, sora mea striga și pe urmă unit poliția. Deci, dumneavoastră ați auzit-o pe sora dumneavoastră când striga? Am auzit că n-a strigat, dar e și ea nu dă de drumul. Și bătale, n-ai văzut ce s-a întâmplat cu sora matale? N-ai că am văzut, nu țin minte. Dar femeie și are 300 de chili, o ia pe satului, cine e? E femeie zdrăvănuță. Zdrăvănuț. Eu cred așa, că dumneavoastră l-ați strigat, doamna Elena, Profira, i-a spus, stai pe loc, da, că ies eu. Da, așa a fost. Și a ieșit ea, da, și v-a luat la bătut. Da, așa a fost. Da, dumnealor a rămas așa, la acum am prins. Și dumneavoastră, domnule, bine, i-a zis, stai aici, mă duc să o bat pe sorta. Și dumneavoastră ce făceați? Nu ținem minte asta. Dar spuneți-mi, vă rog, Ilie, ce conflict ați avut mai devreme cu această femeie? Mai devreme a fost
Am înțeles că ați luat o bătaie zdravână de la ei, care va, iată, va șubrezi și sănătatea. A fost, da, de la bătaie și mă doare capul și nu, chiar să... Am avut un vecin, el a murit, eu când suntem în spital, și nu a murit, eu. Și... Așa l-au trei ghini cu țigani și i-au pus la cali, au adus... Ei aveau cal, au adus cal la dâns la poartă, dar înainte de asta am tăiat porcul la dâns, tot țiganii au tăiat porcul la dâns. Și el ne-a dat o cuvălțică așa de vreo jumătate de kilo, poate mai ghini, și ne-a tunat 100 de grame și ne-a dat o bucă de carne. Și a zis că, ia ca du-te cu femeia asta, chiar avea un copil, un nepoată mitic, avea un braț. Du-te să duc calul în șcheau acolo, tot loc mai departe, la vreo 200 de metri, nu departe. Femeia asta Profira? Da, că el nu poate singur, să care copilul ăsta. Dar eu a fost vorba dinainte, mă pândească mine și mă bată. Și eu m-am dus cu dâns acolo, n-am tras atenție la asta. Am luat cu vâlțica și m-am dus. Dar de ce vroia să vă pândească și să vă bată? Aici te-au pus la cale, care vecinul ăsta. Dar care... de ce? Ce ciudă avea pe dumneavoastră? Aici te așa om a fost. Haideți să vedem cine ați povestit despre această bătaie și mai devreme. Atenție la ecran. Te-au pus la cale pe țigani, m-au chemat acolo și m-au chemat pe Profira asta la poartă cu calul. Și cu nepoțică în brațe. Și iată un șocan și a spus că i-a duc calul până aici în deal, că nu poate copil mitel. El a sunat pe bărbațul și pe zineri sau... Eu, vezi, m-a bătut, eu nu ți-am minte, am pierdut cunoștință, m-a bătut tare. Mi-a dezbătut dinții. Eu 5.000 de lei numai pe dința dat chiar, care mi-a pus. Domnule Elie, chiar nu înțeleg. De ce totuși v-au luat la bătaie? Ce aveau cu dumneavoastră? Am băut 100 de grame de rachiu și m-am pornit cu dânsa și am dus calul ăla. Nu, nu, deja ziceți că atunci era pusă la cale. A pus la cale, el a spus că eu am ceva cu dânsa. Și a spus că duci, voi veniți și el când treci la vale să-l baci, că zici că îmblă cu Proșira. Eu n-am avut niciodată nici în viața mea cu dânsa. A, deci soțul ei era gelos? Așa l-a răsut și jine. Că l-ar fi înșelat Profira cu dumneavoastră? Da, asta bănuia. Nu, asta anumit o vrut să fac așa. Și tot pe ea a pus-o să vă bată? Dar până mă băta și doi, eu nu țin minte, că eu eram cu șocan în mână, dar și nu știu ca să mă bată. Că eu venim la vale cu dânsa și veneau la deal, de-am calul dusesă. Și ați ajuns la spital? Dar cum? Și am știut ca să mă bată, n-am știut. Dar spuneți, vă rog, ați scris o plângere la poliție pentru această bătaie? Atunci, da. Așa? Și cu ce s-a terminat acest? S-a terminat că eu vrut că să iert și nu dai și 5.000 de lei. Așa. E ca cum, să nu pierdă-l familia. Și ne-ați luat banii și i-ați iertat. V-ați retras plângerea. Da, și pe urmă el sare cu sutul la soare, mi-aș șeri banii înapoi. Cum ați ajuns atunci dumneavoastră, acum, iată, când povesteați despre ceea ce s-a întâmplat în aprilie, da, Elena? Da. Cum ați ajuns cu ei la o masă? Oamenii care v-au nenorocit, v-au stricat sănătatea? Eu nu știu, așa că ce tu mănești la cap, dacă îți dăm băuturi și o apune, păi și-ți pune ce trebuie să faci, duci găini de acasă și zin și tot viața numai să trăi țiganii. Ia ca acum. Odată și din el de hrunie am avut din el de aur bun. Și tot, o chema la dâns și m-am bătat și am culcat acolo, nu știu ce pune în băuturi. Și dimineața nu mai era în el. Ei sunt agresivi și cu alții din localitatea aceea sau numai cu dumneavoastră așa, comportamental? Și cu alți oameni. Ei, care, când și cum. Mai sunt dosare pe... Da, domnule, are multe dosare, da, deci acum când am dat la poliție, au spus că polițistul a spus, a prefăcut toate documentele și a spus că eu nu o să-ți dau ție documentele, domnule, are dosar și cade la închisoare, dar eu o să pierd serviciu. Tu nu ai venit să spui la oamenii ăștia că ți-ai ușit propria mamă și... Păi e înviolată și a zvârlit un lemnic. Cu asta ocazia e venită. Dacă dumneavoastră, la dumneavoastră este sânge în poartă și am văzut acolo om legat și am chemat primărița și l-a scăpat să n-al furați. Eu a venit la mine și ne-a spus, o că eu îți dau 500 de euro, o să dușul de foc la mănăstire, o să chiar că vii pentru o carare, pentru țântirim, o să când legi mâinile, îmi pui un dop în gură.
cea mai vastă selecție de haine stilate pentru întreaga familie. Tagaer Family este o rețea de magazine mari care îți oferă oportunitatea de a crea cu ușurință ținute moderne și confortabile pentru fiecare membru al familiei. Pentru copii, femei și bărbați, lenjerie intimă, haine pentru casă, blugi, cămăși, rochii, costume, pulovere, pantofi, genți, accesorii pentru toți. Avem tot de ce ai nevoie, articole de calitate de la mărci de top. Tagaer Family, universul stilului pentru întreaga familie. De ce ați fost alungată din mănăstire? Au fost 3 operații la mână, una după alta, și mai mult timp n-am putut să fac ascultare. Deci puteam să cânt, să fac alte ascultări, dar nu în rând cu toți. De când ați revenit acasă, v-ați trezit cu amenințări? Da. Avem o doamnă care este vecină. Permanent poartă cuțit la dânsa și cere de la mine bani. Au spus că să mă furi și or să mă duc la călăraș, la mașină, de unde pe nimeni nu au găsit. Ce a provocat-o pe această femeie să vă atace? Fratele meu a fost bătut în 2016 de domnia ei și de concubinul ei. Și dumnealor, ca să nu facă închisoare, au plătit o sumă de bani. Și acum e permanent cere suma asta de bani de la mine. Astăzi vorbim despre Elena și Ilie, doi frați din Năpădeni, care spun că ar fi fost terorizați de către un cuplu din același sat. Mai exact, acum 4 ani, cei doi l-ar fi bătut măr pe Ilie, iar recent, în luna aprilie, ar fi atacat-o și pe Elena, călugărița revenită recent acasă după 30 de ani de viață monahală. Unul dintre cei doi presupuși agresori a venit în această seară la noi. Gheorghe, te așteptăm în platou! Și eu, Zlor, așa zice, ați ajuns, da? Și vrei? Tu nu ai venit să spui la oamenii ăștia că ți-ai ușit propria mamă și ai înviolat-o și ai zvârlit-o lemnic. Cu asta ocazia ai venit aici. Și nu ți-o spus ți așa? Nu știi și nu spus. Asta nu, fratele meu, a bătut-o. Asta s-a aflat. Gheorghe, luați loc. Cumva, acuzațiile cu care ați intrat sună cel puțin șocant. Vreți să spuneți că Ilie și-a omorât propria mamă? Da. Iar înainte de asta ar fi violat-o? Așa tot satul știe de cauza asta și el așa sunt pușcării pe așa socoteală. Pentru asta? Așa cum a vrut Rădeanu. Ia ca deși. Dar nu că m-a ușit la un gen și m-a ușit de cucioară. Un sat întreg știi și adică tu... Dar nu mai este așa ceva. Dacă dumneavoastră, la dumneavoastră este sânge în poartă și am văzut acolo om legat și am chemat primărița și l-a scăpat să n-al furați, de atâta pe mine mă urmăriți, acum știți? Iată, eu am tăcut, n-avea să spun, dar dacă dumneavoastră ați intrat cu așa, poliția știe și nu vă făcut nimic, ați plătit bani, eu sunt bătută, tăiată de pe data de 10 aprilie și toate documentele prefăcute. Eu cazul ăsta care ați avut voi, între voi, asta pe, nu știu și eu. Dar cazul care a fost avut, cu mama, ai nu fost? Nu eram acasă, cazul ăsta eram psihotare, dar... Dar atunci erai acasă când mama mea era în 2000? Nu, eu vă spun că vorbești tot sat. Păi e ca și eu vorbesc. O, haideți să-l întrebăm atunci pe domnul Ilie. Da, dumneavoastră ați făcut pușcărie? Da, vecinul și ala care, alătrea care a murit când era în spital la Chișinău, a pașat la 3 gine cu un polițist la unghen, de asta, cum spune, cheam Oțiru, cum ne zice. Și a venit acolo și a spus că eu am ușit mama, dar n-am ușit mama. Și așa l-am ușit de el și a dădea cu asta, cu hlorcă, cu apă. Păi și atunci... Ei m-a bătut și m-a pus cu deasâna să spun, dacă nu o să mă ușit de tăt. Elena, știați despre crima pentru care a fost condamnat fratele dumneavoastră? Știam, da. Deci eram la mănăstire. Când a fost ajudicat, au spus că în cauza loviturilor care au fost aplicate, a decedat. Și dumneavoastră ce credeți? Atunci era în seara de anul nou, noaptea. Și dumnealor sărbătoreau acolo mai mulți oameni anul nou. Și deci când am venit dimineața de la mănăstire, mama era moartă de seara, de la ora 9. Este clar că nu a murit de moartea ei, deci asta a constatat și poliția. A murit în urma unor lovituri. Da. De asta vă întreb, ce credeți dumneavoastră? Cred că cineva a lovit-o. Noi am avut o sumă de bani acolo. Tata mea lucra la pădure și aveam cal. Și deci... Dar nu credeți în vinovăția fratelui dumneavoastră? Nu cred, la noi nu a fost. Credeți că a făcut pușcărie fiind nevinovat?
Cred că da, eu nu vinovățesc pe nimeni și nu pot să... Nu știu. Gheorghe, o să revenim la dumneavoastră. Anterior, Ilie ne-a spus că dumneavoastră l-ați bătut măr până i-ați luat și sănătatea. Nu a fost așa ceva. Cum? A fost cu ciocanul? Dar... În cap? În cap nu a fost așa. Două palmi am tras. Atâta, două palmi ați tras? Palmi fotbol cu capul meu. Eu și ești bătut dinții cu două palmi. Dar sunt documente. Haideți să vedem ce le-ați spus colegilor mei mai devreme despre acea bătaie. Atenție la ecran. Nini a spus un om, zicea din Mahalăcos, că Ilie ne-a luat calul. Era pe deal aici, nu știu, că se duce cu calul încolo, dar nu ne-a spus că se duce cu soția încolo, că cu cal. Și nini s-a năzărit că el vrea să-l furi, ori intră în așa mod. Și eu mă duc la dânsul acasă și zic să văd, e acasă el, ori nu e acasă. Într-adevăr, el nu era acasă. Când încolo, el scoboră cu soția pe o hudiță, divale încoace, și eu îl întreb pe dânsul, zic, păi, cu ce ocazie ai pus mâna pe calul meu? Eu pe tine, la tine, intră în o gradă, îți pun mâna pe ceva. Apoi nu, că încoace, că încolo. Și eu nu știu, am ridicat mâna, că eram cu un ciocan în mână. Și-a ridicat așa, slucea-i la mână și zic că... Dar el tot a ridicat mâna și nini s-a năzărit că el vrea să mă pălească. Zic, dic, tu mă păle el și ei întrează o palmă, două acolo. Și-o-i caz eu și-am văzut că-i curge sânge din nas, i-am dat pași și-am venit acasă. Eu cred că dumneavoastră v-ați pornit după cal. Dacă l-ați văzut pe dânsul cu soția dumneavoastră, ați considerat, de acum ați trecut, ați recurs nu de la palmă, dar la ciocan. Poate din gelozie, totuși, l-ați lovit cu ciocan. Și de una și de alta. A venit timpul să ascultăm versiunea concubinei lui Gheorghe, Profira Rusu, femeia pe care heroina noastră, călugărița Elizaveta, o acuză că ar fi luat-o la pumn în plină stradă. Să o întâmpinăm. Doamna Profira, sunteți o femeie puternică? Ei, și acum o da domnul. Dacă vreți, puteți să opriți și un bărbat din... Dacă trebuie, din mers? Să-l mai opresc, dacă și Totuși, nu pot să nu vă întreb. Anterior, Elena ne-a spus că ați fi bătut-o. De ce? I-ați dat un pumn în cap, nu, un maxilar? Nu, n-am făcut nimic, nici o sfârlă pe dânsa n-am pus, nici un punct pe dânsa. Nu m-am spus că ieși din ogradă că nu se poate și ai cu un bolnav. Eu am venit în ogradă după, eu între sân un vecin acolo, în mahală, e un bolnav, n-are pe nimeni. Și mi-ai duc mâncare și mâncăm noi, mi-ai dușim și lui, dacă n-are pe nimeni. În timpul ăsta, omul și-a luat vecinul și-a luat tăie, nu știu, lemne, a venit soțul cu soția și tăie, nu știu, lemne, o pereche de oameni, lemne omul și-a luat care noi i-am dus mâncare. În timpul ăsta vine domnul Ilie, ca fratele ei, dumnealui, și zic, de mă rog, a venit să mă, Ilie, să-ți doar și să iau farfurie de zamă. Dar el zice, da, că de mult n-am mâncat zamă și chiar vreau. Și am turnat și lui o farfurie de zamă, o cățică de carne acolo și eu dat domnul. În timpul ăsta eu m-am dus acasă după pâine. M-am dus după pâine, în timpul ăsta vine doamna și l-a luat pe hazeainul și ala om bolnav, l-a luat la pălmuit și l-a ușit, tuma fața așa, sărmanul era Elena? Crăpată, da? Fața tuma crăpată, eu îl întreb, Ion, și-ai pățit? O să chiar că a venit și o să că a venit frațul Ilie și din cauza lui Ilie, o să că m-a luat pe mine la ușă, o să că Ilie a venit să servească vina aici cu noi. Da, dumneiei l-a bătut pe bărbatul cel bolnav. În momentul cel doar ați spus că mai era acolo o familie, mai era soțul dumneavoastră și nu a putut să facă nimic. Tot așa, trebuie, soțul nu era. Să oprească, ia uitați-vă, ea e micuță. Nu puteai să o oprești, că ea e foarte periculoasă femeie, măcar că e îmbrăcată în credință de asta, dar eu n-ar trebui să fie. Periculoasă, periculoasă, că poate să e foarte rău, e rău femeie. Asta e eu, da. Doamna Profira, haideți să vedem împreună ce ne-ați povestit mai devreme despre acea bătaie. Ea m-a intrat ca un vânt, ca un lucru și al rău. Poc pe omul și al bolnav, pe hazeain. Dar așa, dar și, nu poate gine grei, dar și ocazie, și cu tine. Am eu în timpul ăsta într-o foarză, și cu tine, fai nebun. Și cu tine, pentru și pălești omul, și ți-o făcut să iei un om bolnav. Tu și-ți pui mintea cu un om bolnav. Că o luat și-o ieșit, o sclas, că eu pe voi am să vă fac eu gospodari. Și m-a început cuvinte murdare. Nu știu, cuvinte eu nu vreau să le spun. Și asta-i fumiei de la mănăstiri, să spui așa cuvinte.
Vedeți că cumva se schimbă atât de mult tabloul dintr-o victimă a bătăii, acum vă transformați într-o agresoare, cum ar ieși, da, din cuvintele doamnei Profiră. Eu, fiind amenințată de mulți ani de zile de doamna cu cuțitul și părinții au fost bătuți, tata, fratele și mama au fost odată amenințată de dumneavoastră. Deci credeți că vă vorbește de rău așa, de ciudă? Asta este clevetire. Acum haideți să auzim ce ne-a povestit stăpânul gospodării în care s-a întâmplat acest conflict între voi. Atenție, rec. Ia uite, uite acolo la platou, uite. Ce v-a făcut atunci? Cum a intrat? Păi era frate. Și m-a întors mult la mine la zi bărat. Dar pe voi vă păliție? M-a picat până la. Dar ați văzut că... N-am văzut eu. Domn Profira s-o bată? S-o lungat-o. Deci la poartă, gata. Am văzut. Am văzut. Altceva mă miră în toată povestea asta. Doamna Profira atât ai de mare și nu poate să oprească domnul Ilie când vrea să ia să salveze pe sorsa. În partea asta, ceilalți doi care gospodari erau, nu putut să oprească pe doamna Elena. Adică aici sunt forțe. Femei puternice. Da, da, da. Nimeni nu se oprește pe nimeni. De neoprit. Da, pare ceva. Două doamne de neoprit. Dar de ce atunci credeți că s-a napustit Elena asupra acestui vecin? Eu am gândit că acolo servește cu omul zbolnav. Eu nu știu ce a avut în vedere. Nu știu. Și în timpul ăsta o ieșit din ogradă și o să las că eu am să vă fac vouă, că voi l-ați chemat la voi, ori nu știu ce a spus ei acolo. Eu am luat și am dat-o în ogradă afară și n-am pus mâna pe dânsa. Dar cum a stat-o afară? Ia că așa am izghit-o din... Du-te, fumei, hăi, șcată, streabă, că el a să iasă deși, că lasă și-a dat. Nu i-a stat pumn? Nimic absolut. E în timpul ăsta o ieșit în drum. Nu știu, nu pot să vă spun, uite, Dumnezeu Iisus și mă crede. Nu i-am făcut nimic. Ea s-a dus acasă, s-a rupt hainele, s-a zgâriat cu nu știu, schini, nu și-a făcut, s-a dus la primărie, o arătat la polițiști, o ridicat... Dar cum credeți? De ce ar face iată, nu uităm, eu nu știu, este eu am întrebat pe doamna primărie, la primărie și a întrebat, doamna Maria Cipri. Eu mă gândesc la un lucru că... E că vrea bani de la noi, ori eu nu știu. Eu am mers odată, că eu am avut cazul ăsta și le-am dat 5.500, asta, dar noi ne-am păcat, ne-am înțeles. Și domnul sindicatul nostru, tot că să dăm și noi avem pentru că eu am să mai scoate niște bani din voi? Așa, așa, așa. Păi da, Elena mai devreme a zis că din contra, după ce au primit, domnul Ilie a primit bani de la voi, acum, doamna Profira, dumneavoastră le cereți banii ăștia înapoi. Permanent cere banii. Chiar a doua zi atunci au venit cu cuțitul de mâncă. Auzi, nu ți-ai rușine la un braț față de lumea asta și te aude o întreagă țară, te aude. Nu ți-ai rușine să spui, mai umbli, trăiesc câteodată afară de la mănăstiri. Umbli șerutul prin autobusuri și n-ai pentru asta este legii. Asta e Iuda. Tot satul a tulburat oameni buni, tot satul. Și primăria și Uceascovul de sector și pifstăt locul umblă. Da, stâmpărt, eu am doi copii nepoți la întreținere. Eu am când să umb cu dânsa pe drum, un agarod de prășit. E n-are o șeapă în grădină. E n-are o pântrăjel ca burelic de casă. Oameni buni, credeți-mă, că-s fumei de... Nici nu mai cred în așa ceva. Să-mi fac rușii într-o unghie. Dar nu mai cred, că-i tulburat tot satul. Deci, să știți că am discutat și cu alți oameni din eu sat, eu mai făcut, Elena, mă scuzați, doamna Natalia. Care spun că și ei ar fi avut conflicte cu dumneavoastră. Haideți să-l auzim pe unul dintre ei. E cu o cârjă, eu îl luau cu o cârjă, am prins una în ceapta, da? Eu vă lua cârjele, că mă gândesc nouă cârjă, că nouă cârjă, lua cârjă și... Frațul îi spars capul, am prins una, am prins așa, eu ca eu. Curvă, ca așa. Bun, ce i-am spus? Eu scalic vai de capul meu, poscat. Aici era un patru, o vasă șniez. Așa o vasă șniez, nu văd. Ca domnul să strângi ferestele încă. Cu cărza mea și o cărză luată, o spune acolo, o gata și auzit. Am avut unii frații și m-am sunat, unii frații. Și tot așa, nu sunt coași, aici. Mai, eu, când nu-mi coași, mă, cine-i făcut-o așa? Dar tu ai marturi, că îi spune, tu ai marturi, ăsta. Da, ăsta ai marturi. Chiar în ziua aceea am venit de la Ucraina, am biletul.
Am un frate bolnav la Ucraina și am fost pe zi. Doamna primăriță m-a chemat la domnul. Am mers acolo în ogradă, era doamna Profiră, încă o țigancă, încă un domn și erau toți serviți. Și a spus că acolo erau jos grăunță și doamna primăriță a spus strânge tot că dacă nu se cheme poliția. Zic, eu pentru ce strâng? Eu nu am fost în ogradă deloc. I-am lepădat și am plecat acasă. Noaptea, la ora 1 de noapte, a venit doamna, tot cu un țigan și cu fratele la domnul ăsta. Și fratele a spus că ei au dansat acolo, au servit și doamna a făcut apel la poliție de numele meu, adică eu. După aceea, peste două zile, a urmat să fac apeluri la mănăstire, deja că am trimis-o să deie foc. Doamna Natalia, când a fost doamna primăriță, când e, a făcut probleme cu omul Islandia, mă? E așa, nu știu, cuvinte murdare, că primărița se face cruș. O să că, doamne, nu mai cred mai mult în... Cine? Călugărița? Da, e vorbe foarte urâte cuvinte, vorbe. Eu nu-l pot să le numesc în studio aici. Elena, le-ați spus colegilor mei că v-ați ales cu leziuni corporale. Și chiar aici în studio ați spus unde ați avut lovituri și chiar niște semne în urma conflictului cu doamna Profiră. Acum să auzim concluzia medicului legist care a studiat raportul de expertiză. Atenție, like. Este vorba de anumite deteriorări ale hainelor și de anumite leziuni corporale care au fost depistate pe corp. Leziuni corporale au fost depistate numai pe membrele, atât superior cât și inferioare. Este vorba de niște excoriații care sunt de forma alungită, după cum se vede, sunt mai multe la număr și aceste leziuni corporale nu corespund cu deteriorările hainelor. În al doilea rând, ele sunt dispuse, sunt localizate în zone care sunt accesibile pentru mâna proprie și eu presupun că posibil că cu mâna proprie. Este clar că în regiunea feței, în regiunea părții piloase a capului, leziuni corporale nu au fost depistate. A fost examinată de un specialist în domeniul neurologiei, care nu a constatat semne de traumatism craniocerebral, care este indispensabil însoțit de pierdere de cunoștință. În acest caz, asemenea lucru nu a fost constatat. Haideți să aflăm și ce a constatat poliția ajunsă la fața locului, la chemarea dumneavoastră. În urma conflictului Rusu Profiră a înjurat pe Elena Ungureanu. În cele din urmă, Rusu Profiră a fost sancționată în baza articolului 69 FOD contravențional al Republicii Moldova. Ungureanu Elena nu a fost de acord cu acțiunile poliției și a depus o cerere pe numele polițistului de sector. În cele din urmă, angajatul poliției a fost inițiat o anchetă de serviciu. De partea polițistului nu a fost comise careva încălcări. Când s-a deplasat șeful de post, nu a vrut să meargă singur acasă, sunteți autoritate public locală, haideți cu mine și să ridicăm hainele la solicitarea medicului legist de la Călăraș. Ne-am dus, am ridicat hainele, e la fugă le-au pus într-un pachet, am venit la primărie, ne-am uitat la haine, ne-am uitat la leziuni, într-adevăr, nu coincideu. După leziunile din stânga, dreapta, nu coincideu absolut deloc. Erau tăiete cu farfecul. Motivul ei de a se răzbuna și de a câștiga careva bani. Sincer vă spun. Asta e ca asta. Doamna Natalia, deci nici nu am căput timpul ca eu să, să fac ceva, ori nici nimic cred că nu poate să-și fac așa ceva, doar te înghimpi cu un ac, cu un schină și te doare. Eu am spus doar așa cum a fost. Când a venit poliția la fața locului, eu deja eram. Dar cum credeți? De ce și primărița nu vă crede? Nu că nu mă crede. Dumnezeu a fost, m-a văzut, doar de la dânsa am chemat. Dumnezeu m-a trimis la spital, la medic în sat. A văzut tot. Dumnezeu m-a îndreptat cum să fac. Eu n-am știut la cine să mă duc, cine este domnul Pânzaru. Nici nu știam nici numele, nici familia, doar am ieșit. Deci vreți să spuneți că e o dualitate? Deci cu dumneavoastră primărița se poartă într-un fel, iar nouă ne-ați spus altceva? Nu, nu vreau să spun de rău de nimeni. Dumnezeu a venit la mine înainte de a mă avea noi cearta asta. Ia ca aia Dumnezeu de față. Eu a venit la mine și ne-a spus că eu îți dau 500 de euro. O să că la mine a murit omul și ala care e călugur și ala a murit, care pe dânsul o subține acolo, la mănăstire, vine cu dânsul acasă cu mașina și o să că el a murit. Și acolo o să că este o... Așa și ne-a spus că este o țigancă acolo care e mai star și pe mănăstire și care pe dânsul.
Și o să că tu vii la mine, eu îți dau 500 de euro, o să dușul de foc la mănăstire, o să că vii pentru o carare, pentru țântirim, o să înlegi mâinile, îmi pui un dop în gură. Și te râzi. Ai mi-ai spus, nu numai mie, dar ai mi-ai spus la om care o decedat din sat, lui Tolea, lui Bargan. Colegii mei au vizitat Mănăstirea Vârzărești, acolo unde v-ați petrecut mai mulți ani din viață, unde ați fost călugăriță, și au discutat cu stareța mănăstirii, care vine cu un mesaj către dumneavoastră. Haideți să-l auzim. Dacă nu mă greșesc, maica a petrecut la noi în mănăstire cam din 98 până anul trecut. Cam până în aprilie. După ce a plecat părintele la domnul, la fel, e desori pleca, că ba trebuie acasă la taicu, că era bolnav și desori pleca în sat. Pe urmă cu fratele ei și apoi la spitale desori pleca. Așa că teritoriul mănăstirii practic era foarte rar. Eu am vorbit cu dânsa la telefon și am spus, sunt gata tot timpul, oricare situație, oricare loc nu ar fi, sunt noi toată mănăstirea. Chiar când au plecat, asta toată mănăstirea am spus, suntem gata să o ajutăm. Oricând e primit, bine primit înapoi în mănăstire, oricând. Slavă Domnului, bravo! Deci, Elena, iată că o auzim pe stareță care spune că sunt oricând să vă primească înapoi, la mănăstire. Nu o să plec, eu o să plec, dar la altă mănăstire, acolo nu o să plec. Deja a fost doamnă, a făcut ce-a făcut, o să apară ceva. Haideți să privim și un alt unghi al problemei. Dacă dumneavoastră plecați la altă mănăstire, ați mai fost la Jabca, nu știu dacă ați stat în ascultare acolo sau nu, dar lucrurile se pot descoperi. Ați fost la Căpriana, ați fost la Jabca, ați fost la Vârzărești, o să plecați la o altă mănăstire. Oare este bine? Sunt niște canoane monahale care interzic pelerinajul ăsta de la o mănăstire la alta. Numai bine ar fi să ne smerim și să ne împăcăm cu toată lumea și să ne retragem în mănăstirea care ne-a fost ca o familie. Iertați, părinte. Eu la momentul dat o să fiu un timp mai îndelungat acasă. La moment nu pot să vă dau răspuns, nu pot să iau nicio hotărâre, dar o să fiu acasă parcurs. Eu vreau, maică, să vă spun un singur lucru doar. De fapt, dumneavoastră purtați hainele acestea care vă impun un comportament decent și dumneavoastră sunt sigură că așa și aveți acest comportament. Faptul că puneți la îndoială și la dubii și ceea ce spun medicii legiști și polițistul de sector, să credeți-mă că din ceea ce am văzut astăzi sunt lucruri care nu pot fi contestate. Deci, legal, nu putem să facem, nu aveți dumneavoastră nicio probă că profira și soțul ei v-au agresat sau dumneavoastră înțelegeți despre ce vorbesc. Nu aveți dumneavoastră probe împotriva lor. De aceea, vă rămâne dumneavoastră doar să vă faceți o liniște în suflet și în gândurile dumneavoastră. Să vă gândiți foarte bine că de felul cum dumneavoastră vă comportați, așa mesaj aduceți în societate, lumea care vă privește, eu n-aș fi vrut ca să compromiteți cumva credința oamenilor în ortodoxi. Deci rămâneți o fire smerită și cumpănită. Mai multă liniște sufletească doamna Elena ar căpăta la mănăstire, pentru că, din punct de vedere psihologic, eu ipotetic, doar o ipoteză, presupun că adaptarea în societate după 30 de ani de călugărie, da? Când a fost la vârstă fragedă a mers, e destul de dificilă. Mai ales că aici s-au mai întâmplat pe parcurs foarte multe lucruri, dușmănie, vrajbă, ură. Și, dar n-o să, o să fiu sinceră, nici familia dumneavoastră nu m-a convins pe mine că așteptam din partea dumneavoastră mai multă înțelegere, mai multă inteligență să-mi spuneți că, băi, tot, știți cum, tot respectul față de ea, uite, e așa cum este. Adică, eu v-aș recomanda, eu îmi dau seama că situația dată, nu contează, călugărie, nu călugărie, în fiecare sat este, sunt conflicte între vecini, sunt... Încercați să ignorați, un om
deștept, care îl iubește pe Dumnezeu, care o să încerce, păi, Dumnezeu cu ea, da? Uite, eu îmi știu de viața mea, eu aici nu m-ați convins pe mine că dumneavoastră ați demonstrat mai multă înțelegere și mai mult. Eu vă recomand totuși să veniți cu mai mult, nu știu, cred că înțelegere și bun simț. Și căutați-vă de nepoții dumneavoastră, căutați-vă de liniștea sufletească. Frumos. Elena, sper că puteți pleca liniștită de aici, de platoul nostru. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.